Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Așa cum spuneam și săptămâna trecută, câteva ediții vor fi dedicate centenarului, suntem într-un an special și nu puteam, mai ales într-o zi când ne amintim de Ecaterina Teodoroiu, să nu invităm pe domnul profesor Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, dar legat mult de Ecaterina și prin faptul că a condus de fapt în acte, încă este directorul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, dar și contribuții istoriografice pe acest domeniu. Bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Așa cum spuneam, astăzi au fost câteva momente importante la Târgu Jiu în domeniul cultural. Să ne amintim de cei 101 ani trecuți de la dispariția Ecaterinei Teodoroiu. Într-adevăr, dacă anul trecut anvergura a fost mult mai mare, era și firesc să se întâmple așa, era vorba de centenarul morții Ecaterinei Teodoroiu, o ceremonie mult mai dezvoltată a fost anul trecut și telespectatorii noștri știu că am discutat mult aici în acest studio despre ceea ce am făcut. Nu am ratat, ca să spun așa, prilejul de a nu introduce în programul nostru centenar și omagierea Ecaterinei Teodoroiu la 101 ani. Spuneam, manifestările nu au fost de așa mari dimensiuni, însă ele au continuat să aibă cunoscuta lecție de istorie, ceremoniarul militar și religios și un spectacol omagial realizat de artiștii de la Doina Gorjului, care au pus în scenă un moment de comemorare absolut senzațional, după părerea mea, întrucât el introduce datinile de înmormântare ale Gorjului într-un moment istoric foarte important pentru neamul nostru. Așadar, o îmbinare fericită între artă și știința istorică s-a realizat astăzi pe fondul, repet, al ceremonialului militar și religios. Chiar dacă au fost în ultima vreme mai multe asemenea momente, credem noi că am reușit și astăzi să fim la înălțime cu ceea ce am făcut acolo în piața prefecturii. De altfel, spuneam și astăzi în ceea ce discutam în prezentarea pe care am făcut-o Ecaterinei Teodoroiu, din 1921 încoace, așadar, iată, aproape 100 de ani, aici, în fața fostei primării a orașului Târgu Jiu, lumea se întâlnește și prezintă și își prezintă omagiul cu emoție eroinei naționale. Pentru că Ecaterina Teodoroiu a intrat în panteonul românesc și chiar universal ca un simbol al curajului, al tenacității, al dragostei față de patrie. Despre patriotism vorbim așa cu noduri în gât, ca să spun uneori, și prea puțin ni se pare că sentimentul acesta ar fi depășit. Nu este deloc. Noi am mai discutat și sunt convins că o să mai vorbim despre acest lucru. Așadar, 1921 și iată până în 2018, după știința mea, nu au existat ani în care să nu se fie realizat ceva care să omageze pe Ecaterina Teodoroiu. Și dacă stăm să discutăm puțin aici și cred că îmi veți permite, faptul că Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, este un simbol și un mit chiar din timpul vieții sale, se datorează faptului că realmente ea și-a pus pecetea pe un moment istoric foarte important al nostru. Este vorba de participarea la războiul de reîntregire națională și așadar la făurirea Marii Uniri.
dacă simboluri feminine în mitologia feminină românească avem chiar începând de la Dușa, celebra femeie de la Răscoala din 1437, trecând prin alte momente istorice, poate generația de la 48 are cea mai consistentă participare feminină, dacă ne gândim la Ana Ipătescu, la Alexandrina Marghiloman, Magheru, și alte femei, soții sau fiice de patrioți. Iată că primul război mondial scoate în prim plan două femei, este vorba de Regina Maria și de Ecaterina Teodoroiu. Asta a însemnat, după moartea ei, și o accentuare a mitului feminin care este Ecaterina Teodoroiu. Aproape nici la un an, nu cred eu, în zilele de 30 și 31 august 1919, o doamnă care s-a preocupat foarte mult de Ecaterina Teodoroiu, se numește Atenia Călugăreanu. Atenia Călugăreanu a fost în pelerinaj la mormântul Ecaterinei Teodoroiu, care atunci se afla în județul Vrancea. Și ulterior, ea este cea care va da semnalul în societatea românească pentru omagierea, cum se cuvine, prin monumente a Ecaterinei Teodoroiu. Așa se face că a apărut monumentul de la Slatina, au apărut monumente și în alte localități și, firește, s-a întâmplat ceea ce știm cu toții. În 1936, Milița Pătrașcu realizează sarcofagul de la Târgu Jiu, pentru că în 1938, grație insistenței Aretei Tătărescu, se va deschide și Casa Muzeu Ecaterina Teodoroiu. Pentru că telespectatorii noștri trebuie să cunoască, la începutul perioadei comuniste, Ecaterina Teodoroiu să intre într-un con de umbră. Sigur că ne întrebăm cu toții care ar fi motivul. Ea a avut o relație foarte apropiată cu familia regală, cu deosebire Regina Maria. A și chemat-o la un moment dat, la începutul lunii octombrie 1916, când ostilitățile se purtau aici, în zona noastră, a și chemat-o la București și probabil de atunci începe conturarea unui mit. Eu aș vrea să spun că Ecaterina Teodoroiu nu este singurul ofițer femeie din armata română în primul război mondial. Mai sunt exemple, dar a intrat în mitologia românească, în conștiința românilor, acest lucru, și sigur că nu ne face rău deloc. Bine, pe undeva, și chiar dumneavoastră, cred că în una din cărțile dedicate Reginei Maria, spuneți cumva că acest mit Ecaterina a contribuit la creșterea mitului Reginei Maria. Probabil că propaganda noastră, poate odată o să vorbim și despre rolul propagandei în realizarea marilor momente istorice ale nației noastre și ale tuturor națiilor, este, dacă vreți, foarte mult susținut de către propagandă. Și propaganda noastră posibil să fie avut în vedere și acest lucru, apropierea Ecaterinei Teodoroiu, această copilă. La un moment dat, un general, dacă nu mă înșel eu, Broșteanu, spune că e o tânără de 17 ani. Nu era de 17 ani, ea, așa cum știți... Părea destul de plăpândă, așa, totuși. Părea destul de plăpândă. Foarte multe lucruri sunt de comentat chiar din biografia ei și se comentează chiar moartea celor trei frați pe front, sau la un moment dat se vorbea despre tatăl ei că era prizonier, ofițer. Este greu de crezut că un agricultor de la Vădeni putea să ajungă ofițer așa foarte repede, în condițiile în care majoritatea învățătorilor erau ofițeri în rezervă. Dar nu asta este important. Important este să ajungem la ceea ce vă spuneam, și anume că la începutul comunismului, Ecaterina Teodoroiu intră într-un con de umbră.
care este înlăturat, ca să spun așa, la începutul anului 1960, când Gheorghe Gheorghiu Dej începe să promoveze politica sa națională și mult mai atent susținut acest profil istoric al Ecaterinei Teodoroiu după venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu, care, așa cum știm, promova o politică națională mult mai consistentă decât predecesorul său, chiar dacă orientarea sa către Moscova era clară. Da, s-a vorbit de naționalism chiar la nivelul regimului. Absolut, da. La nivelul naționalismul comunist. Da. Ei, bine, toate lucrurile acestea ne fac pe noi, spuneam și la poiana lui Mihai, noi trebuie să fim fericiți, sigur, cu ghilimelele de rigoare, până la urmă când apar victime nu trebuie să fii fericit, dar să fim fericiți că acest meleag al Gorjului a fost tărâmul unor personalități. Ea, Ecaterina Teodoroiu, are un profil de intelectual care trebuie exploatat, întrucât și-a dorit foarte mult să fie învățătoare și a învățat bine, în afara studiilor pe care le-a făcut la Vădeni, ea a studiat la școala lui Ștefan Boban, un mare patriot, un militant pentru Unitatea Națională, primul director al liceului Tudor Vladimirescu, al gimnaziului pe atunci venit de la Brașov, redactor la Gazeta Transilvaniei, o gazetă fundamental naționalistă pentru România întregită. Deci a învățat la școala româno-germană de pe strada Popa 7 din zilele noastre și apoi la București, unde a dorit, cum spuneam, să fie învățătoare. În cele din urmă s-a oprit la studii de infirmieră. A făcut un pensiun și după aceea studii de infirmieră. Ei, acesta ar fi profilul intelectual, dar avem partea cealaltă, aspectul celălalt foarte bine conturat al Ecaterinei Teodoroiu, militarul. Ea își începe cariera, ca să spunem așa, militară, în cohorta Păstorul Bucur de la București, condusă de Aretea Piteșteanu, nimeni alta decât viitoarea Aretea Tătărescu, soția premierului Gheorghe Tătărescu. În condițiile în care războiul este aproape, se întoarce, e de văzut aici cu familia, nu știm ce s-a întâmplat, se întoarce la Târgu Jiu și intră în cohorta domnul Tudor, condusă iarăși de un personaj. Eu am mai vorbit despre el prin cărțile mele, pentru că l-am întâlnit frecvent, dar probabil că i-ar trebui o carte specială, o monografie despre el. Liviu Teișanu se numește el. Așa a condus cohorta domnul Tudor și în timpul Primului Război Mondial a fost cel care i-a instruit, i-a antrenat la Iași pe tinerii militari. Așadar era directorul, comandantul unei școli de instrucții de mare prestigiu, în relații foarte bune cu misiunea militară a generalului Berlo. Deci, iată un personaj interesant. Și apoi, să spunem noi, profilul ei militar se consolidează după acceptarea în regimentul 18, când, așa cum știm, s-au derulat episoadele acelea extrem de interesante. Îmi permite să vorbesc mai mult pentru că este totuși 22 august și lecția de istorie este despre Ecaterina Teodoroiu. Lecția de istorie este despre Ecaterina Teodoroiu. O îndrăjește foarte mult faptul că moare și fratele Nicolae, pe care îl iubea foarte mult, și de aici dorința ei absolut hotărătoare în destinul pe care îl va urma, de a fi prezentă în primele rânduri ale armatei române. Se petrec acele episoade pe care le cunoaștem cu toții în luptele ce se derulează aici în preajma Cărbuneștiului, Țiclenului la Rășina, unde este făcută prizonieră, evadează cu un curaj deosebit, este rănită la picior, este rănită iarăși în apropiere de Filiaș, de un obuz, ajunge în spital și, sigur, de aici înainte, spitalul de la Craiova, după aceea spitalul de la Iași, relația ei cu
dinastia noastră, cu Regina Maria, se cunoștea și cu principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea, a cunoscut-o și regele Ferdinand, din câte am înțeles și din câte am văzut chiar și prințul Nicolae, avea foarte multă trecere la suveranii noștri, se întorcea încărcată de daruri, cu deosebire țigări care erau pentru colegii de... sigur, și le împărțea personal. O femeie îndrăzneață și foarte mult îndrăgită de soldați, trăgea bine cu revolverul, am și văzut-o când l-a țintit exact în cap pe cel care o făcuse prizonieră, trăgea foarte bine cu carabina, cu mitraliera, era o călăreață îndrăzneață. Toate lucrurile acestea se adună și conturează un profil de militar autentic. Sigur că au apărut și secvențe neplăcute din care uneori se mai alimentează, spunem noi, absolut pe nedrept cei care vor să vezi, Doamne, să vedem istoria cu luminile și cu umbrele sale. A fost un denunț, s-a făcut o anchetă, la momentul respectiv s-a scris că lucrurile nu sunt deloc adevărate și, după opinia mea, așa stau. Până la urmă, și dacă ar sta altfel, important este sacrificiul suprem al eroinei de la Jiu. Iată pentru cine am ieșit noi astăzi în fața prefecturii, pentru cine am adus militarii, soborul bisericesc, pentru cine am adus Doina Gurjului, pentru ce am vorbit. Manifestarea a fost mediatizată suficient de bine, din câte am văzut se află imagini de la ceea ce s-a întâmplat astăzi pretutindeni și lucrul acesta ne bucură mult. Da, există totdeauna, să spunem așa, lumini și umbre legate de personalități istorice, nici Ecaterina n-a scăpat de acest lucru, dar asta nu face decât să întărească cumva imaginea și mitul Ecaterinei Teodoroiu și, cum spuneați, ce circula pe seama când încă trăia, când era în primul război mondial, e vorba de sacrificiul fraților, de tată, de diverse... Deci deja ea intrasă cumva în legendă încă din timpul vieții, iar anii ce au trecut după nu au făcut decât să amplifice aceste lucruri. Una din marile enigme legate de Ecaterina Teodoroiu și care probabil va rămâne încă o perioadă enigmă este dacă a participat sau nu la luptele de la Podul Jiului. Din ceea ce am citit, sigur, cel mai important scormonitor în trecutul Ecaterinei Teodoroiu rămâne domnul profesor Mocioi, da, care a scos câteva ediții succesive ale monografiei despre Ecaterina Teodoroiu și care acceptă această idee a participării ei la lupta de la Podul Jiului. Ce am putut să constat eu sunt rândurile pe care ea ni le-a lăsat și în care vorbește despre, într-adevăr, despre participarea la bătălia de la Podul Jiului, dar... Acele sigur, memorii pe care le-a lăsat către ziarist. Acele memorii. Da. Eu aș vrea însă să vă spun altceva, pentru că poate nu o să mai permite să mai vorbesc foarte mult despre Ecaterina Teodoroiu, deși s-ar vorbi. A venit o scrisoare de intenție zilele acestea de la o societate de marketing din Franța care ne propune o întâlnire pentru a și nouă și primăriei pentru a populariza o carte care apare acum, o ediție bilingvă a unei monografii despre Ecaterina Teodoroiu în română și în franceză. Și se spune acolo în acea scrisoare de intenție, obiectivul acestei ediții noi, autoarea este o româncă stabilită de mulți ani în Franța, îmi scapă acum numele, este acela de a populariza acest mit feminin în spațiul francofon. Plasându-o, nu este vorba numai de Ecaterina Teodoroiu, este o întreagă colecție de cărți despre femei celebre, da, așa, plasându-o
cum s-a mai făcut chiar din timpul vieții ei, alături de Ioana D'Arc și de alte femei extraordinare pe care le-a dat apusul european. Iată, Franța. Da. Inclusiv Franța. Iată, prin urmare, în Franța, alături de Constantin Brâncuș, alături de George Enescu, alături de alții care au desfășurat activitate acolo, ca să nu intru în, să spunem, galeria filozofilor care s-au remarcat în Franța, intră și acest personaj feminin care a plecat de aici, din Vădenii Gorjului, și pe care noi îl comemorăm, cum spuneam, în fiecare an. Da, vorbind, odată era unul din momente, și alt moment legat de Ecaterina Teodoroiu este faptul că încă nu reușim să... Nu să o rebăgăm în cărțile de istorie. Despre Ecaterina Teodoroiu nu se vorbește totuși la nivelul, și acum vorbim de cartea de istorie, atât cât ar merita. Dacă luăm, chiar înainte de 89, da. Era prezentă în cărțile de istorie, acum practic este un episod marginal. Cum este și lupta de la Podul Jiului în manuale, deși nu este deloc așa. Importanța luptei de la Podul Jiului este destul de mare și o vedem de la... Eu aș vrea să spun pentru telespectatorii noștri un lucru poate cunoscut mai puțin. A scris despre bătălia de la Podul Jiului în contextul rezistenței românești aici, în această zonă, prestigiosul cotidian Times. Este extrem de important. Sunt câteva referiri la rezistența populației civile de aici. Este acest episod, este personajul Ecaterina Teodoroiu, este personajul Victor Popescu, partizanul. Prin urmare, a vorbi despre Primul Război Mondial și despre Marea Unire, fără a lua în calcul Gorjul, primul județ de altfel ocupat de către inamici și care a stat și cel mai mult sub ocupație. Eu mă străduiesc acum, poate când o să vorbim despre ceea ce mai scriu, mă străduiesc acum să introduc un subcapitol la cartea pe care o cunoașteți foarte bine, Intelectualitatea Gorjului și Marea Unire, care s-ar putea intitula... Este o extindere a Gorjului sub ocupație, se intitulează Gorjul în lunile de armistițiu și de pace. Adică noi în noiembrie 1916 am semnat armistițiul de la Focșani, în mai am semnat pacea de la Buftea București și să știți că... 1918. Da. Și să știți că s-au petrecut niște lucruri la momentul acela extrem de interesante în Gorjul nostru. Cum au simțit ai noștri că lucrurile capătă o altă turnură, au și început cu revendicările. Ce s-a dis, ce au distrus nemții, ce așa, ce bine trăiau ei înainte, și lucruri reale, pentru că realmente se distruseseră foarte multe gospodării. De pildă, eu m-am ocupat aseară de o fabrică de ceramică, așa, care era proprietatea unui neam sau evreu, cred mai degrabă că evreu, așa, Bălănescu, primarul din timpul ocupației și de după ocupație al Târgu Jiului, și mai era Doppelreiter, arhitectul. Da. Așa. Și aș vrea cumva să... Asta este o treabă care nu s-a făcut până în clipa de față aici la noi la Gorj, să vedem câteva lucruri despre ceea ce s-a întâmplat în județul nostru și în acea perioadă de tranziție, am putea spune. Era un guvern pro-german condus de Alexandru Marghiloman, care, cum să vă spun, a adoptat o serie întreagă de măsuri ce trebuiau respectate. Pentru că noi am avut un guvern pro-german la București, paralel a funcționat cu cel de la Iași, condus de Brătianu, pentru ca după încheierea armistițiului și a păcii să se transfere acest guvern de la București, condus de Alexandru Marghiloman, dar și cu elemente din vechiul guvern pro-german la Iași. Sigur,
Lucrurile acestea trebuiesc înțelese foarte bine, pentru că, iarăși dacă îmi permiteți, ocupându-mă de viața cotidiană în mărturii ale vremii de după 1918, am întâlnit aici la Târgu Jiu o adevărată efervescență o efervescență jurnalistică. Ziare precum Viespea, Biciușca, Secera, Brazda și așa mai departe, îi criticau foarte sever pe colaboraționiști, inclusiv pe Constantin Bălănescu. Așa. Și sigur că toate lucrurile acestea veneau dintr-o istorie recentă. Era foarte clar că oamenii aveau viu în memoria lor ceea ce făcuseră unii șefi de pe aici, de pe la Gorj, în timpul ocupației și vedeau acum aruncându-se repede în barca cealaltă. Sunt accente critice foarte, foarte dure. Dar treaba asta nu durează decât până prin 1921-1922, când toate aceste lamentări ale unora încetează și viața merge înainte. Dar este o perioadă care trebuie înțeleasă suficient de bine, cum a fost și cea după Revoluția din 1989, când și aici apărea o serie întreagă de organe de presă care știți ce făceau. Dar există o tradiție, iată că tradiția cu foarte multe publicații, foarte multe media de după 89 în Gorj, iată că era de fapt încă de la sfârșitul Primului Război Mondial. Poate chiar dinainte, să nu uităm că la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, avem publicații la foarte Târgu Jiu. Multe. Da, foarte multe. Avem și tipografii de la un anumit nivel, ceea ce nu exista în foarte multe județe mai dezvoltate decât Gorjul. Că noi aveam gorjenii care mergeau la muncă în alte părți, dar cultura venea de la Târgu Jiu, deci partea actului cultural se făcea foarte mult la Târgu Jiu. Ei, să vedeți, este interesant, în anii ocupației puterilor centrale aici în Gorj, se conducea prin ordonanțe ale etapei 262, condusă de un major Zauer, care, sigur că n-a avut ce să se facă și a trebuit să intre în mentalul gorjean. De pildă, acest Titi Bălănescu, Constantin Bălănescu, nu scăpa în nicio ocazie, intervalul n-a fost chiar atât de mare, ca de Crăciun, de Paște și așa mai departe, să solicite extrem de insistent carne pentru sarmale, să-i se dea populației, pâine mai multă, făină pentru pițărăi și așa mai departe. Iar majorul Zauer solicita și el prezența locuitorilor Gorjului la lucrări agricole prin județele mai productive, prin Dol și așa mai departe. Ai noștri găseau tot felul de subterfugii ca să nu se prezinte la asemenea activități care erau impuse de către regimul de ocupație. Deci aș vrea și acum nu vreau să merg numai pe această idee să se creadă că lucrurile au mers numai în acest sens. Într-adevăr, au fost sacrificii fantastice din partea populației de aici și comportamente absolut necivilizate din partea chiar și a germanilor, a austro-ungarilor, soldate cu victime, cu violuri, cu furturi, cu rechiziții forțate și așa mai departe, dar pe de altă parte au fost și atitudini civilizate. Vreau să vă spun, eu am urmărit așa în timp, încercând să fac monografia liceului Ecaterina Teodoroiu, o profesoară care se numea Sevastia Vasilescu. Această Sevastia Vasilescu a venit de la București în timpul ocupației și a redeschis o școală profesională de fete. Ulterior au început și alte școli să-și deschidă cursurile și vreau să vă spun că aici, la Târgu Jiu, și cu susținerea puterilor centrale, ocupanților, a existat un învățământ, să spunem noi, destul de bine închegat și în timpul ocupației puterilor centrale. Deci, atât noi trebuie să vedem viața ca mergând înainte, să acceptăm continuitate și nu rupturi. Deși, repet, au fost pierderi, au fost
sacrificii din partea populației. Să nu uităm de acea lucrare apărută imediat după ocupație, în 1919, atrocități germane. A lui Jacques Constantinescu, da, sigur că da. Care arată destul de multe probleme la Gorj, și mult mai multe decât în alte județe. Așa este. Pe de altă parte, trebuie înțeles și contextul, faptul că eram județ de graniță, faptul că aici avem Victor Popescu și asta, deci era o rezistență foarte mare, deci autoritățile germane au trebuit să-și aplice. Bine a trebuit. Sunt obligați de situație să fie mult mai dur cu populația locală care sprijinea această rezistență față de alte județe în care n-au existat momente care să contrazică regimul sau să pună... Corect. Eu aș vrea să felicit acest colectiv centenar care s-a organizat la nivelul primăriei Târgu Jiu și care a susținut apariția câtorva lucrări, inclusiv despre Regina Maria, cartea mea pe care am popularizat-o, dar este vorba de cartea de documente a colegului nostru Gabriel Sarcină, pe care eu cred că sunt primul care o valorifică extrem de consistent. Cu creionul în mână stau asupra ei și găsesc elemente atât de valoroase extrase de acest tânăr profesor de istorie din arhivele locale, încât mă bucur foarte mult că s-a întâmplat lucrul acesta. Și ele vin și demonstrează ceea ce spuneați adineauri. Mergând suntem în anul centenarului și vorbim de centenar, cu siguranță la Gorj vom vorbi, și spuneați dumneavoastră mai devreme, vom vorbi mai mult despre participarea, contribuția gorjenilor la războiul de reîntregire. Nu s-ar fi făcut România Mare cu siguranță fără participarea noastră la război. Și aici contribuția gorjenilor rămâne, în afara faptului că multe din evenimente se desfășoară în Gorj, luptele de la podul Jiului, apoi acea rezistență și inclusiv ce spuneați dumneavoastră, momentele din când se vede că se schimbă lucrurile în 1917 și gorjenii speculează acest lucru, ne arată și contribuția noastră este... Dar haideți să vă spun un lucru acest, nu pot să-mi reprim dorința de a spune. Existau și acele doamne de companie, mă refer la cele care, mă rog, acceptau să aibă relații cu ocupantul, și una dintre ele este în arhivă, documentul l-am văzut cu ochii mei aici la Târgu Jiu, solicită din partea primăriei Târgu Jiu imediat, asta se petrece cred că prin ianuarie, februarie 1919, despăgubiri pentru ce i s-a întâmplat. Sigur, momente mai amuzante. Da. Sigur că ea are acolo, mă rog, o descriere tragică a ceea ce i s-a întâmplat. A fost la un moment dat pe punctul de a se sinucide pentru că nu putea să mai facă față solicitărilor respective. Dar haideți să intrăm nițel pe o altă pistă. Vorbeam de lucrurile care, de manifestările care se organizează aici. Eu aș vrea să mă refer la ceea ce se întâmplă în clipa de față. Această manifestare de astăzi a beneficiat și de prezența, m-am adresat de la microfon și respectivului personaj, de prezența unui vicepreședinte al Consiliului Raional, a vicepreședintelui, de fapt, a Consiliului Raional Călăraș. Dumneavoastră știți că în 27 martie ați fost participant, ca să spun așa, din interior, am organizat acea manifestare dedicată Unirii Basarabiei cu România într-o manieră cumva atipică, pentru că am beneficiat de prezența celor trei raioane care sunt înfrățite cu noi. E bine, acum la acest festival al muzicii populare, și despre asta o să spun câteva lucruri, participă din Basarabia toate cele trei raioane reunite într-un ansamblu foarte puternic, condus, iată, la noi de acest vicepreședinte, însoțit de acest vicepreședinte. Este un moment foarte frumos în relațiile dintre cele două spații. Mie nu-mi place să vorbesc relațiile dintre cele două țări. I-am și spus, astăzi a fost primit de către președintele Consiliului Județean, de către domnul Cosmin Popescu, și le-am spus oaspeților de peste Prut, domnule, o
durere că se întâmplă ce se întâmplă, dar asta este. Noi am gândit când am conturat programul de manifestări începând de prin septembrie anul trecut, ca acest festival să aibă adresabilitate numai către grupuri folclorice ale etnicilor români din spațiul extra-românesc, din afara granițelor. Motiv pentru care avem români din Bulgaria, avem români din Serbia, avem români din Basarabia, avem români din Ucraina. Ei, dacă mergeți pe la hotelul unde sunt cazați sau unde mănâncă, o să îi vedeți, așa vorbind, probabil din spirit de conservatorism, în toate limbile pământului, mai puțin în românește, deși ei sunt români. Deci ideea aceasta, ca în anul centenar, aici la Târgu Jiu, să se regăsească români din afară, alături, sigur, de ansamblul nostru, Doina Gorjului, și de alte ansambluri, au evoluat și cei de la Peștișan și cei de la Novaci, așa, este o dorință a noastră de a face din centenar o sărbătoare vie, o sărbătoare nu a României mari, ci a românismului. Este o distinție mare. Românismul, ce înseamnă până la urmă? Cei care simt românește din afara granițelor noastre, dar incluzându-i și pe cei din granițele noastre, pentru că sunt și la noi români în interiorul statului care nu mai simt românește, și asta e regretabil. Da, din nefericire se întâmplă acest lucru. Da, apropo de manifestările acestea dedicate centenarului, festivalul acesta pare să fie o reușită. Deja suntem la a treia seară la momentul când se realizează emisiunea, de fapt după, imediat după începe. Trebuie să mai spunem însă un lucru apropo de istorie. Recursul la istorie trebuie făcut de fiecare dată, iar Gorjiu n-a făcut rabat la acest lucru, începând din ianuarie, când practic au început oficial activitățile centenarului, și acestea vor continua. Și dacă tot am vorbit de evenimente, au fost evenimentul de la Schela acum câteva zile și urmează altul la sfârșitul săptămânii, făcut de Muzeul Județean. La Schela cred că ne-am întrecut pe noi de data aceasta și nici nu se putea altfel. Sunt 100 de ani de la Marea Unire și până la urmă cel care dă tonul ideii de unitate la modul pragmatic este nimeni altul decât Mihai Viteazu. Așadar, încă de la începutul veacului al XVI-lea și începutul celui de al XVII-lea avem o primă realizare politică ce poate să se numească unirea celor trei țări române. Că străfundurile acestei înfăptuiri, mecanismele care au generat-o, sunt puțin mai îndepărtate de ideea de conștiință națională, asta este o cu totul altă poveste. Faptul însă că generațiile ulterioare au făcut apel la Mihai Întregitorul de fiecare dată, faptul că un Nicolae Bălcescu, spiritul viu al generației de la 1848, scrie românii sub Mihai Voievod Viteazul, făcându-l pe Întregitor o figură emblematică a neamului nostru, ne spune foarte mult în această direcție. Iată de ce, spuneam și cu altă ocazie, pentru noi este un noroc de la Dumnezeu că Mihai Bravul, așa cum mai era el numit, a parcurs ultimul său drum, am putea spune chiar drumul către eternitate, oprindu-se fie și pentru un răstimp scurt în poiana lui Mihai. Asta se întâmpla în octombrie 1600 și, așa cum știm, prefigura drumul său către Viena și către Praga. Legenda legată de moartea calului său, legenda legată de confruntarea cavalerească cu unul dintre capitanii săi, legenda conform căruia a fost avertizat că l-așteaptă vremuri grele, dat fiind acest semn prevestitor care s-ar fi dat prin moartea calului său, sunt lucruri care deja țin de legendă, dar faptul că acolo
un mănunchi de studenți și de localnici entuziaști au ridicat un monument. Faptul că acolo, de la o vreme, se fac manifestări dedicate lui Mihai Viteazul, la care uneori participă și cetățeni de peste munți, este remarcabil. Acum să vă răspund dumneavoastră și nu punctual, ci destul de dezvoltat. La poiana lui Mihai, Constantin Chirițescu, istoricul care are cea mai bună carte despre despre participarea României la războiul de întregire națională. El este cel care are curajul să spună, de altfel o spunem și noi de la o vreme, 1916-1919, așa, el vorbește de o încleștare crâncenă la poiana lui Mihai, iar scormonitorii trecutului, cei cu care au, să spunem așa, care văd mai bine în spațiu, în teren, pot încă să constate prezența tranșeilor care se aflau acolo. Ceea ce se va întâmpla în ziua de duminică, când vom reconstitui cu ajutorul unor oameni specializați, am putea spune, pe care gorjenii au mai văzut pe aici, pe la noi, în luptele de la 14 octombrie, este o astfel de cinstire a sacrificiului eroilor noștri de acolo, de la poiana lui Mihai. Dar ea este precedată, și aici vreau eu să mă opresc puțin, de o acțiune a prietenilor noștri de la Vulcan, care în ziua precedentă, în 25 august, vor alătura acelui complex pe care ei l-au realizat la cota aceea cea mai înaltă, 1621, da, eu nu știu foarte exact, au realizat acolo mai multe busturi ale eroilor participanți acolo. Iată, acum îl dezvelesc pe al generalului Ioan Culcer. Familia aceasta, Culcer, extrem de interesantă, cu doctorii ei, cu cei care și-au pus pe cer... personajul din Război, care pleacă de la Comanda Armatei întâi, deși s-a dovedit că el a avut dreptate când a spus că rezistența trebuie făcută pe Olt și nu ăsta. Deci poate s-ar fi evitat unele căderea Bucureștiului dacă ar fi fost ascultat. Iar dacă Dumnezeu ne va ajuta, eu am intrat iarăși într-o altă posibilă cercetare. Este vorba de un personaj din familia Culcer care conduce destinele județului nostru ca prefect în timpul Primului Război Mondial. Se numește Grigore Culcer. Prefectul județului Gorj, iată, era din familia Culcer, a fost chemat de la Craiova și rugat să preia conducerea județului chiar de către trupele de ocupație. Vreau să vă spun că acest prefect s-a dovedit a fi de o solidaritate impresionantă cu gorjenii, pe care i-a ajutat cum a putut el în timpul ocupației germane, așa cum a făcut-o și acest membru al Partidului Național Liberal, care a fost Constantin Bălănescu, aflat în funcție ca primar. Iată, deci cele două, să mă întorc la discuția noastră, cele două acțiuni, de fapt cele trei ale noastre, poiana lui Mihai, reconstituirea luptei din 1916 de la poiana lui Mihai și manifestările militare și ceremonialul care se va face și cu participarea noastră a gorjenilor. Noi avem acolo un pluton care va fi prezent, iar comandantul trupelor de acolo va fi un gorjean, cel care va acorda onorul pentru prefectul de Hunedoara și prefectul de Gorj. Va fi o solemnitate foarte frumoasă. E mai greu de ajuns de la noi, pentru că drumul nu este încă modernizat, dar foarte ușor se poate ajunge de la Vulcan până acolo. Va fi și un microbus care va sta toată ziua la dispoziția celor care doresc să urce. Microbusul acesta însă pleacă de la
ultima pensiune de la vulcan până în, la înălțimea respectivă. Este așadar o serie de manifestări ale lunii august, foarte frumoase, înscrise în programul centenar. Da, ne apropiem de finalul emisiunii și n-am vorbit, bine, am vorbit, să spunem așa, tangențial de ce aveți pe masa de lucru și sunt destul de multe lucruri, dar ce ne pregătiți pentru această toamnă, mai ales în contextul centenarului? Ar fi această reeditare a intelectualității Gorjului, vă promit, așa cum am făcut-o practic și cu... Practic e o nouă ediție. Vă promit că așa cum am făcut și cu Regina Marii Uniri, va avea o cu totul altă înfățișare. Deocamdată sunt nemulțumit de ceea ce este și dacă timpul îmi va permite să o șlefuiesc și să îi adaug o serie întreagă de lucruri pe care deja vi le-am dezvăluit aici, cred că va fi o carte utilă pentru generațiile de elevi și tare mult mi-aș dori ca ea să poată să intre și să apară, să poată să intre în bibliografia concursului pe care dumneavoastră îl organizați, cu susținere financiară de la guvern. Este bine să spunem telespectatorilor noștri că lucrurile nu s-au derulat așa atât de dezorganizat pe cât s-ar putea crede. Avem proiecte suficient de consistente dedicate numai și numai centenarului, care au fost finanțate de către Ministerul Culturii. Unul dintre aceste proiecte este chiar cel care se va desfășura da, în duminică. 20, în 22 septembrie este etapă pe, în fiecare școală din județul Așa Gorj. Spuneți-ne dumneavoastră, ia să vă întreb și eu acum. Așa. Și în etapa județeană va fi pe 14 septembrie, pe 14 octombrie, așa cum e și normal, când sunt și manifestările ei în ciclu de manifestări dedicate luptelor de la Podul Jiului. Foarte important, încercăm, mai ales că există și acea finanțare luată la Ministerul Culturii, poate în anul viitor să-l ducem spre toată Oltenia. Superb ar fi, da, da. Pentru sunt ceva deja discuții cu județele limitrofe. Vedem și care va fi impactul, să spunem, la nivel de Gorj, dar participarea profesorilor de istorie pare să fie destul de, adică au acceptat această idee și se interesează toți de regulament, de ce va fi acolo. Eu sunt extrem de încântat măcar din această perspectivă să-i apropiem pe cei mici, pe cei tineri de istorie. Da, și de evenimentul centenarului. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii, am fi vorbit cu siguranță multe. Rămâne ca o lecție de istorie să o prelungim într-o altă emisiune. Cu siguranță aveți ce spune despre Gorj, despre centenar și despre istorie în general. Mulțumim pentru participarea dumneavoastră. Și eu pentru invitație. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația. L-am avut alături de noi pe istoricul Gheorghe Nichifor, nu mai vorbim de funcțiile celelalte politice și administrative. Mulțumim pentru atenție. La revedere!